Bine l-am găsit, auzi. Voi face etalarea pentru sfârșitul de săptămână, sâmbătă și duminică, 10 și 11 octombrie 2020. Deci cele două rune. Prima este la gaz răsturnat. A doua este un nied. Să-l luăm așa răsturnat cum era. Deci la gaz este o rună care arată că ar trebui să vă folosiți intuiția, dar în această poziție răsturnată, acest la gaz arată în primul rând aspectul că ceva se va întâmpla, am zice că nu are un aspect pozitiv, are un aspect puțin negativ. Prezintă o situație în care vă înșelați sau cineva vă înșală sau deja v-a înșelat. Este un fel de un aspect de păcăleală, de înșelătorie iminentă care nu puteți să o schimbați. Poate să indice tendința de a face exact ce nu trebuie, ori de a o apuca pe o cale care nu vă duce la un aspect benefic. Am zice că recomandarea la această rună la gaz răsturnată ar fi să rămâneți să așteptați și să priviți să așteptați, să nu luați nicio hotărâre. Nied într-o poziție răsturnată îl considerăm, am putea spune că acest nied vă atenționează de obstacole, probleme pe care le aveți și care vă aduc întârzieri la acest nied răsturnat. Deci, situații dificile, obstacole, dar aveți totuși acel timp în care puteți gândi și să luați o hotărâre după ce ați gândit, după ce ați analizat mai bine situația. Dacă ați greșit, acest nied, așa cum aveți aici leagazul, care arată un moment în care v-ați înșelat cu ceva sau cineva v-a înșelat. Dacă ați greșit, este bine să recunoașteți greșeala și să încercați să fiți onești, să salvați ce mai puteți salva. Sau s-ar putea ca altcineva, o forță exterioară, să încerce să intervină pentru a face o încheiere a socotelilor, deci un final. Aceasta ar fi etalarea pentru voi, vă doresc numai bine!